Cât de reprezentative sunt pentru întreaga industrie de publicitate din România premiile luate cu o singură campanie de McCann? Cât de reprezentative sunt ele și ce rol au ele? Nu, păi sunt. Nu sunt reprezentative. Nici nu trebuie să fie. Sunt reprezentative pentru McCann. Întrebarea e foarte corectă. Dacă am fi reușit și nu... Întrebarea e foarte bună. Ideea era că dacă am fi reușit să luăm 9 premii cu 5 produse sau cu 5 campanii, ar fi fost mai bine. Cred că... Din punct de vedere al difuzării valorii pe orizontală. Însă, 9 premii cu o singură campanie arată cât de puternică a fost această campanie, mai ales că a luat premii pe aproape tot spectrul comunicării, cred pe fiecare divizie în parte. Campania deci... este mai degrabă sau, nu știu, semnificația, trebuie să... Un breakthrough. Da, cred că va veni în motivarea pe care va aduce în industrie și cred că mulți oameni vor să se angajeze la McCann. Vreau și înainte chestia asta. Vorbim pentru că admiră ce facem în general pe Vodafone, pe Dorna, Dorna pe ce se întâmplă pe, și pe Rom și, și cred că e foarte importantă chestia asta. Și ce cred eu că ar putea și asta ar fi extraordinar dacă s-ar întâmpla, să atragă tineri talentați în industria asta. Pentru că, nu știu, la un moment dat vorbeam cu cei de la Olimpiadele Comunicării, aveau mai mulți oameni interesați de PR decât de publicitate. Ajunsese PR-ul, nu știu de ce. Probabil că era un... Datorită PR-ului. Ajunseseră mai mulți oameni interesați de PR decât de publicitate. Da, publicitatea e mai grea decât PR-ul. Nu te duci la... implică niște riscuri foarte mari. Ca și creativ îți asumi niște riscuri, pentru că, nu știu, riști să fii criticat, să fii... să-ți respingă ideea. Și cred că avem nevoie de oameni de ăștia curajoși și talentați, care să vină. Și cred că ar putea fi un fenomen de ăsta, gen Ilie Năstase câștiga Wimbledon și s-au apucat, nu știu, răspuși de... sau Roland Garros. La Wimbledon a pierdut. Fiind vorba de motivare, și de exemplu, în situația economică de acum, ce șanse sunt să se repete un astfel de succes în viitorul apropiat, un an, doi? N-a fost bazat pe bani succesul, deci nu a avut foarte mare legătură cu criza, ce aș putea spune că ceea ce am făcut noi la Rom în ultimii 5 ani sau 6 ani, că lucrăm cu Romul din 2002, parcă. Dar spunea Adrian că e... s-au contractat și talentele odată cu publicitate. Normal, pentru că n-au mai fost resurse și... Da. Bine, n-a fost cazul nostru. Noi nu am dat afară niciun om. N-am restructurat nimic în agenție din punct de vedere al costurilor. N-am fost niciodată canalizați pe reduceri de costuri. Ne-am mutat într-un sediu nou. Am riscat foarte tare pe o singură carte, pe cartea unității grupului și pe grup și pe talentul nostru ca forță sinergică, ca să zic așa, în toate domeniile comunicării și până la urmă am câștigat. Uh-huh. Ne-am propus să câștigăm la Cannes, adică ne doream, visam să luăm și noi un Grand Prix, mai ales că te apuci de meserie asta, dacă vreți, cum a spus Gică Popescu sau Hagi, nu câștigi niciun trofeu în domeniul în care ești, practic nu ai contat în domeniul ăla. Domeniul nostru e publicitatea, campionatul nostru mondial e festivalul de la Cannes. Normal că rezultatele clienților noștri din fiecare zi și e ceea ce nu ne lasă să dormim noaptea. De aici ne vine pâinea și untul. Dar există și puțin glamour în treaba asta și ceva intangibil. Mândria de a face ceva, mândria de a vedea că România e pomenit acolo. Mm-hmm. Nu ai tot timpul... Întrebarea mea era, să revin la întrebarea mea, care sunt șansele unui repetării, unui succes de genul acesta în anii următori? Eu cred că România o să câștige din ce în ce mai mult la Cannes. Acum, cred că e văzută cu alți ochi. Evident că trebuie să facem... mai mari. Evident că trebuie să facem campanii foarte bune. Cred că noi suntem pe calea cea bună. Acum 2 ani ne-am
am avut o un rebranding așa intern și am încercat să schimbăm felul în care vedem campaniile și gândim publicitatea, pentru că impactul digitalului este foarte mare în comunicare și nu mai merge să faci un spot sau să gândești doar un spot. Și nici clienții din ce în ce mai mult nu mai vor doar asta. Știu că o campanie înseamnă ceva complex, care nu se termină în momentul în care dai beta la stații, continuă până când, nu știu, se vinde ultimul produs de pe raft și începe un nou ciclu. Cred că asta e foarte important, să învățăm să facem altfel de campanii și să gândim altfel. Și dacă o se întâmple lucrul ăsta și cred că se întâmplă, vedem din ce în ce mai mult că lucrurile se schimbe, cred că o să câștigăm la Cannes. Ce să zic, sper să, apropo de întrebarea ta referitoare la talent, sper să vină mai repede o nouă generație de puși talentați care sunt, îi văd deja acum, am la școala ADC pe care tot, da, și că am la școala ADC, avem oameni de acolo care ne vin de la școala ADC și care sunt foarte digitali, gândesc în Facebook, pentru ei Facebook-ul și online-ul e un loc în care trăiesc, nu e un mediu. Deci, cred că dacă ne vine generația asta din urmă și îi pregătim bine, cred că o să fie ok. Nu cred că acum cam ce avem generația, nu știu să zic, care a fost crescută la cu publicitatea tradițională, cam e pe apus. Da, se cam duce. Noi suntem ultimii exponenți. Și cred, nu, adică mi se pare că nu au făcut pasul la digital și cred că dacă nu s-a întâmplat chestia asta, au rămas urmă și o să rămână din ce în ce mai în urmă. Și noi asta vrem să facem și ți-am spus, obiectivul meu este să pregătesc o nouă generație de oameni. Revenind un pic la conținut și mai puțin la platformă, am observat încă din toamnă, de când se derula campania, că Rom este prezentat de repede batonul, Rom este prezentat ca ciocolată. Este ok să fie prezentat ca ciocolată, inclusiv în spotul publicitar, pentru că pe batonul Rom scrie baton cu cremă. Scrie dacă ambalajul sau conținutul s-a schimbat din 64. Scrie, dacă deschideți ambalajul, încă scrie București pe produs. Da, e un fel colocvial de a defini acest produs. Asta e și publicitatea e colocvială, cum se spune acum. Același argument. Batonul. Același argument, cred că l-am auzit nu de mult la CNA, când CNA ai oprit de la transmisie o reclamă pentru apă minerală. Așa. Care spunea că nu are azotați, când apa... Nitrați. Mă știm pe producătorul cu... Da, și avea nitrați 00, nu știu cât, 8. Și eu m-am uitat pe etichetă. Avea, da, apa plată, care tot minerală era. Avea... Nu, cea mai pură apă din lume și așa mai departe, de fapt avea, corect? Păi stai, de aia e vorba. Cuvântul ăsta, nitrați... El nu e deloc colocvial. Oamenii înțeleg din... apă minerală, apă cu bule. În România. Așa, da. Și cu Rom, oamenii... Da. Da, așa spun, ciocolata Rom. Asta e așa... Da, n-am văzut foarte puțini... Și îți răspund eu, vine ciocolată pentru că pe vremea când s-a făcut în 64 era singura ciocolată. Pentru noi era ciocolata. Atunci. Și a rămas așa. Chiar dacă... Și e ok să fie comunicată așa în continuare? E o temă de gândire și o să vorbim cu producătorul și să vedem, să schimbăm, să spunem... Cum să spunem? Nu știu, ne mai gândim. Categoria. Și alte produse de acest gen au aceeași denumire, ciocolată.